Nu, nu, hai că ne tornăm tu. Tu tornăm apă. Aduceți din paragaf că este. E bine venită vacanța asta acum, să rezolvați și porcul? Da, e foarte bine. Normal, chiar zile libere, putem și noi să ne facem problemele care le avem. Am profitat de ocazia asta. Da, profităm și noi de zilele libere și ne-am apucat să tăiem porcul, să avem de Crăciun. Weekendul viitor ar fi mai aglomerat? Păi weekendul viitor nu să știi pe unde suntem. Suntem la muncă și nu prea avem timp. Ia tu cuțetul. Da, apa la mătușă. Bă, nu. E fain, oricum. 100 de kg, 220. Ajunge la toată familia. Da, ajunge. Sigur că da. Ne vede Dumnezeu tot așa. De ziua națională. De 1 decembrie dorim tot așa să avem un porc frumos cum e ăsta. Și la. La mulți ani de ziua națională, la toți românii, să ne bucurăm de tăietul porcilor pentru sărbătorile de iarnă, să fie fiecare an tot la fel. Să fie mai bine, să mai avem bine. Alegători. Care... La porcul nostru. Da. Îl dăm la televizor. Câți copii vă veni de la oraș pentru tăiatul porcului? Câți? Doar când ne întâlnim la Salvator. Rar ne permitem să ne întâlnim toți din familie, așa că evenimentul ține ne unește pe fiecare. O trăim intens, la maxim. În momentul ne-am adunat lângă dumnealui. La mulți ani tuturor românilor din 1 decembrie. Să fim sănătoși și să continuăm tradiția asta cu tăiatul porcului. E un eveniment unic în istoria satului. Unic. Nu există altul. Să iască poșii. Prilej de bucurie. Ne unim toată familia aici acasă la părinți. Nu contează atât de mult câtă parte din porcul ăsta am, cât bucuria că tradiția merge înainte. În fiecare an tăiem un purceluș din ăsta, îl prăjim, îl mâncăm. Și acum cu ziua națională ați prins câteva libere. Ziua națională normal, că ne oferă șansa de a fi liberi de la serviciu. Și atunci ce faci? Mergi și rezolvi, vezi părinții, ne întâlnim frații toți la oaltă. Un prilej frumos de întâlnire, de bucurie, o tradiție bună, zic eu la noi la rând. Să-l afumăm, să-l punem în saramură, în jur de 21 de zile. E minunat. Pe Crăciun o să fie niște delicatese originale și 100% fără euri. Curat, autohton. Deci nu va opri nici ploaia din bucurie, nu-i nicio problemă. Nu ne poate opri. Poate să ploie torențial. Până nu terminăm cu purcelul, nu facem altceva. E prioritatea numărul 1. După aia vedem. Prioritatea națională. Face. Națională, de-a dreptul, legată de ziua națională. Ziua națională, de-a dreptul corpului le-am îmbinat într-un chip de-a dreptul fericit. La mulți ani. Ia cine e, Andrei? Aici niște piesă gaz. Că ia de la altă atunci, dacă iasă pe acolo. Nu știu, dacă nu ai să luăm ăsta la... Care îi ducem la Cluj, la oraș, nu stăm la țară. Primim de la bunici. Pune acolo colierul. Nu, e gata, bine. Mă. Baterie, foc. Aveți și copii de la oraș veniți? Da, sigur că da. Băiatul de la Zalău cu Nora și cu fetele. Veniți acasă, de acum sunt liberi până de Crăciun, iar nu mai sunt liberi și nu pot veni. De acum profităm de ocazia asta, îi jupuim. Da, că am sacrificat până acum și urmează să ne facem acum. Deci până de seară trage stare. Până de seară tragem cu cârnați, cu tăi.
Păi, ce facem, domn primar? La mulți ani. La toți românii, sănătate. Domn primar. Și toate alea bune. Să aveți bine de oameni. Da. Ocupat un măcelar acum de 1 decembrie? Domnule, măcelarii sunt foarte ocupați, toată lumea vine, ales fiind și sâmbătă, lumea profită să vină la țară. Câți porci ați iatat? Deja e al doilea porc. De la ora 7 începând până acum. Și mai aveți? Mai am încă 2 azi. Păi de la 120 de kilometri am venit aici la părinți să tăiem porcul, să băiem un par de pălincă. Ați profitat și de mini-vacanță, de ziua națională? Evident, am legat 1 decembrie de sâmbătă, de duminică, 3 zile în familie pe care le-am folosit aici la tăiatul porcului. Doamne ajută! Sănătate și mai bine! La mulți ani, România! În sat am cântărit eu vreo 6 unde dețin un cântar, dar pe total sat 100 și ceva. Și maratonul porcilor. Exact. Ei, cum se zice, Ignatul la noi la Zal acum în... Mai repede cu 3 săptămâni. Să... Mă încurcă și vremea un pic? Vremea, da, că trebuie să fie zăpadă la vremea asta, nu ploaie, dar merge și pe ploaie. Porci să fie. Sărbătoare în familie? Astăzi? Astăzi, sigur, că s-a adunat familia atât, sigur.